Le lua de tricou? De sutien? Păi da, Ce până se dracu? rupea. Nu mă, fără gata, eu nu știu cum e gen. Știam, am auzit că ăștia grași și că o aveți mică, nu vă mai vedeți. E adevărat? Băi, eu vând. Ah, ok. Dar gen, tu ai și la to? Ha, vă dai seama. Oh, cu câte? Cu cât nu mai, nu cu prea multe, dar înșelat-o. Am văzut că erau și grase și mai bune. La cine să sun? Mi se pare că alea mai grase sunt mai scumpe, mă gândesc, că au mai multă carne pe ele. Nu. Ei, de ce? Genul programului: divertisment. Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Programul poate conține scene de violență fizică și limbaj licențios. Oho! Salut, salut! Fabrică de parizări, ce faci, tati? Ce dracu mă, uite, cu treabă, cu un pat. Să vă mor, băi, ești plin de ocupație, să moară jeana. Se vede, frate, ești bun. Nebunule, să vezi câte femei se lipesc de tine dacă stai mult așa. Femeilor le plac, femeilor le plac ăștia pufoși, mă. Ce, n-ai femeie? E, na. Eu așa am fost mereu, mă, pufos. Oh, și ai prins femei fără catering? Da. De fustă, de ce l-ai prins? Nu, de tricou. Le-ai luat de tricou? De sutien. Erai mai vagabond, hă? Te Păi da. țineai de el, te ancorai de sutien. Păi da, Ce până se dracu? rupea. Dacă puneai mâna pe ele să moară așa, le băgai în hipertensiune, ești nebun. N-auzi că mă agățam de sutien până se rupea. Vagabondule. Și ce mai făceai tu? Ai prietenă? Da. Și de cât timp ești cu ea? De un an și ceva. Și voi întrețineți relații sexuale? Da, nu mă, ne uităm unul altul decât. Nu mă, fără gata, eu nu știu cum e gen. Știu, am auzit că ăștia grași și că o aveți mică, nu vă mai vedeți. E adevărat? Băi, eu văd. Gen, o vezi? Ți se scoală? Da, nu mă, e... Ce Bă, fără întrebare e asta? catering, că nu te supăra pe mine, întreb și eu, că am auzit că e nasol rău de tot. Nu e. Deci, ți se scoală, e în regulă. E utilizabilă. Și gen, ți se scoală ca lumea sau... Nu știu cum să-ți explic eu ție. Da, mă, da, Gen, e e normal. tare, e tare Da. și e și lung și o ai și lungă sau n-am înțeles, că nu știu. Da, mă. A, nu, wow, ce întrebări idiote îmi pui să-mi bat Bă, pula. frate, nu știu, dar ți-am zis, vreau să fac un test, am un pulometru, dacă poți să-ți arăți pula, te rog, să vedem Nu. de cât ar fi. Poftim? Nu, nu, nu. Nu pe Bă, asta. chiar sunt curios să văd și eu cam de cât poți să o ai, știi? Câte chile ai? 98. 98? Da. Ai 1,60? E, 1,73. Ai 1,73? Da. Păi și... Hai, arată-ți pula, te rog, vreau, chiar sunt curios de cât tu ai. Nu, De ce? nu. Că nu. Îți e rușine, gen? Ia, dă să-ți vă palma, măcar, că după palma îmi dau seama de cât ai pula. Ia, mă, hai. A, e mică, mă, uite ce mică ai degetul mare, mă. O ai mică, rău. Da, mă, o ai inofensivă. Gen, prietena ta cum este? E înaltă? Nu, e normală. Normală, ce înseamnă normală? Pula mea e cam cu mine. Prietena ta e de 1,70? Mai scunde-o alea, că Păi nu știu, când o să iau în ruletă. ai zis că Am e o zis prietenă cam cât mine. cam cât tine. Păi ce înseamnă asta? Păi dacă sunt 10 cm sub tine, e deja foarte mult, mă, dragă. De ce? Păi cum adică, frate? Ce înseamnă la tine o femeie normală? Ce? Ce înseamnă la tine o femeie normală? Cum arată la tine o femeie normală? Ca înălțime, că la asta te-am întrebat. Pula mea, nu știu, o să iau mâine o ruletă, să o măsor și o să spun. Gen, până unde-ți vine ție aici? Până aici, mă, ceva gen. A, are 1,68, frate. E înaltă prietena ta. E înaltă. Îți intră toată pula când o bagi în ea? Da. A, e Doamne, bine, ce mă, e întrebări bine. tâmpite. Dar Bă, ce iartă-mă. întrebări tâmpite să răspund. Bă, iartă-mă, dar eu ți-am zis, eu nu știu cum e, frate, că chiar testam. Eu sunt slăbuț, înțelegi? Eu sunt chiar foarte slab. Eu sunt slăbuț tare și de asta întrebam să... Eu nu știu cum funcționează, că am auzit că ăștia mai mari așa, că ești butuioși așa un pic, știi? Am auzit că ăștia mai mărici așa, ci că nu li se mai scoală, ci că nu mai fut. Și de asta întreb, gen, dacă îți merge treaba, știi? Dar ea Nu gen... merge, e normală, Da, e da, funcționabilă. ea gen se plânge? De ce să plângă? Gen, de faptul cum o dai în cap? Tâmpit ești, mă.
De ce, mă, frate, chiar sunt curios să mor. Iartă-mă dacă pun întrebări de-astea. Am luat și eu un par de bere și am auzit și eu până stânga și până am 17 ani, frate, scuze. Stai mai așa, deci, cine să plângă? Gen, dacă se plânge prietena ta de cum o fuți? Nu. Nu s-a plâns niciodată când o fuți bine, gen? Nu, nu mi-a zis niciodată nimic. Ah. Dar, gen, tu ai zis că ești de un an cu ea? Da. Și nu te-a înșelat niciodată? Da. Bravo, mă, crezi că mă interesează? Păi cum nu te interesează, mă, frate, ești nebun? Dacă te-ar înșela, nu te-ar interesa? Nu. De ce? Păi de ce să mă intereseze? Da, băi, aveți o relație deschisă, cum ar veni? Da. Ok. Dar gen, tu ai înșelat-o? Ha, dai seama. Oh, cu câte? Cu cât nu, mai, nu cu prea multe, dar am înșelat-o. Le-ai dat la alea, hă? Bă, deci tu... Stai da. Așa de... Deci tu ești funcțional rău de tot, deci te zmedești cu prietena și cu celălalt. Băi, deci nu pot să cred, frate, jur, nu știu, da. Eu ți-am zis. Eu vreau să dau la biologie, vreau să dau la medicină. Și care mă interesează foarte zici mult. Ce vrei să... Dar n-am apucat niciodată să vorbesc, știi, cu cineva un pic mai plinuț, știi? Mai detalie mondială, înțelegi? Și de asta întreb, gen, te întreb pe tine dacă cumva ți se mai scoală, dacă reușești să fuzi, deci tu dai și până stânga și până dreapta. Da, mai sunt și pe Publi 24. Nu e problemă. Deci tu mergi și pe ăla escortuțe pe de-astea? Păi da. Băi, ești pe noi mori. De astea, chiar curios tare. La escorte când te câte ține? Păi depinde. Gen, tu reușești să le dai la escorte o oră întreagă? Nu, no, niciodată. Asta am auzit că cică escortele ți-o dau rău de tot, ești nebun. Nu, maxim 10 minute, maxim. Escortele te duc 10 minute? Da, maxim 10-13 minute. Mai mult nu. Ți-o dau escort, dar tu te duci la de-astea tar rău de tot sau te duci la de-astea mai plinuțe așa? Nu mă duc la plinuțe. Adică te duci la de-alea care te fut ca lumea. Exact. Dar gen, voi știți că plătești pe oră sau pe ce plătești tu pe finalizare? Păi depinde. Depinde ce chef am. Ori de obicei pe finalizare. A, și cât îi dai? 50 de lei? 100 de lei? 200 de lei, 150, depinde cum arată. Dar prietena ta nu arată bine de mergi pe altele? Ba da, dar te plictisești la un moment dat. Bă, frate, știu cum e, că am avut și eu o prietenă jumătate de an și am înșelat-o cu 4 fete. Nu puteam, nu știu, mi-era așa, gen, de prietena mea, tot venea ceva nou, știi? Parcă tot vine să sar din fără în fără, nu? Nu, dar la un moment dat te plictisești și nu mai e aceeași atracție. Adică, ai făcut-o prea mult? Nu, nu mă, de cum să zic. Te obișnuiești cu ea și mai vrei și altceva. Cum ai că te obișnuiești cu ea? Te obișnuiești cu persoana respectivă, adică, na, prima oară, hai, în prima lună, na, ne fudeam gachiorii. Am înțeles și apoi v-ați mai lăsat un pic așa. Da, adică, na, îți dai seama. Tu câți ani ai? După aia, na, fiecare face ce vrea. Tu câți ani ai? Ia production! Ia ne! Pentru șmecherină, ia Marie, care mă aruncă cu banii. Ia Marie pentru toți baronii. O melodie să vă cânte lăutarii. Vreau 17 ani. Am 17 ani, am în 2002. Mișto. Eu de să zic, wow, mi se pare wow, wow. De ce? Păi wow, gen... La 27 de ani, mi se pare că ești foarte deschis, gen, cum te duci tu și te cațeri așa pe mai păi multe... Păi ce vrei să-ți fac? Poftim? Păi așa o să faci tu. Cum așa o să fac și eu? Bă, frate, nu știu, eu m-am uitat la astea, la, cum să spun, la mireasă pentru fiul meu, știi? Și de acolo am luat astea că, bă, gen, să-ți faci o femeie, pula mea, să-ți faci nevastă, să rămâi cu nevasta, știi? Păi, bă, lasă-mă că acolo deja e altă ligă. Adică, cum adică e altă ligă? Când deja ești în surașelea, nu mai... E altă ligă. Bă, vreau să mă căsătoresc repede, gen, până la 19 ani să-i dau. Te-ai drept acolo cu două. Să nu mă căsătoresc? Nu. Bă, ți-am zis, am avut și o plină, am înșelat-o mult. Dacă îmi fac nevastă de pe acum, o să înșel? Păi mă întreb pe mine, ce faci tu? Păi eu știu, frate, că tu ești băiat, gen, ai 27 de ani, ești trecut în viață mult mai mult decât mine. Păi și de unde să știu ce nebună ei tu? Păi eu știu, frate, abar n-am. Păi din câte zici tu mie, dar prietena ta nu e nebună? Câteodată. Și gen, ea te verifică, te caută să vadă dacă te curși cu altele?
Nu. Dar ce ai făcut? Nu îi zici? O păcălești? Ce zici? Nu păcălesc, pur și simplu, am treabă. Îi spui că ai treabă și nu te întreabă ce treabă ai sau de-astea? Nu. Nu? Păi și cum? Tu când vrei să vorbești cu ea și ea zice că are treabă? Sau ți-a zis până acum? Nu dai seama că mi-a zis care treabă. Da, nu-i dare bine și vorbim noi. La revedere. Cum adică vorbim? Și nu te deranjează că merge pe la alții? Păi problema e ce face. Crezi că mă însor Cum? cu ea? Doamne, eu mă suiam pe ăla care mi-și... Cum să femeia mea se culce cu altul? Păi și... Doamne, păi îi scoteam toți dinții. Primul de aici eu luam, așa, hap, hap, hap. Mă apucam pe asta și eram, haide dragule, ha! Și hap câte unul. Așa eram cu el. Da, de ce? Cum de ce? Păi cum să vină femeia să... Ești nebun? Păi seama că nu e aia permanentă. E așa o... Păi da mă frate, gen, dacă v-ați băgat într-o relație, cum să o înșeli? Păi simplu. Dar gen, frate, ție cum ți se... Ție de la ce ți se scoală? Cum de la ce? Gen, ce te stimulează pe tine cel mai tare? O mână pe tine, ce te stimulează cel mai tare? Bă, dar voi cam multe întrebări. Bă, iartă-mă, frate, dacă vrei vorbim despre altceva, dar chiar sunt curios că am intrat în subiectul ăsta. Pe tine ce te Da, stimulează cel mai tare? iată, da, pe tine ce te stimuleze? Băi, vrei să zic sincer? Da. Eu sunt virgin, frate, eu mă uit la filme porno. Tu n-ai 17 ani în primul rând. Serios vorbesc, fără cadere, chiar am 17 ani. Eu încă sunt la liceu, sunt clasa 11. Da. Vrei să... Dar n-am un buletin aceea, că trebuie să mă duc sus. Da, mă, da. Serios vorbesc. Nu, fără cadere, chiar sunt virgin, gen. Dacă tot vorbim deschis, știi? A Gen, dat Dumnezeu și am primit eu, la mesaj. mine, dacă dau drumul la film porno, mie deja mi se scoală, știi? Că deja știi eu ce am de făcut. Serios? Serios. Acum am ajuns și eu acasă. Ți-a scris? Da. Acasă. Tu ce zici, că ești acasă? Da. Pe cum e, acum ajunge acasă la 11 noaptea? Da. Pe și nu ți-a zis ce a făcut? Dar nu mă interesează. Cum să nu te interesezi, mă, frate, dacă a fost la altul? Și ce zici, vechiul? Nu știu, frate, să ai grijă să vă alea, știi? Că sunteți împreună de un an de zile, n-ați zis că ești de un an de zile cu ea? Păi și... Cum păi și? Păi și... Nu, înțeleg, înțeleg. Dar ea câți ani are? 25. Și arată bine, gen, are țâți, are cur? Merge. Cum adică merge? Ești de un an cu ea și merge? Ați arătat poze, dar n-am chef. Ah, gen, ce-ți mi-arăți poze că ea dezbrăcată? Da. Ma. M-am dus. Dar ce, i-ați trimite poze cu ea de dezbrăcată? Da, ce? I-ați trimite poze cu ea dezbrăcată? Cum? Păi, și tu dai labă la ele sau ce faci? Da. Pe bune? Nu mă dreacuiesc cu cap. Nu mi s-a întâmplat niciodată să îmi trimit o fată poze cu ea dezbrăcată. Cu cine? Am avut și eu o prietenă, am fost 6 luni cu ea, ți-am zis, și am avut o prietenă cu care am fost 4 luni. Înțelegi? Și mie nu mi-au trimis poze cu ele dezbrăcate. Eu am. Păi arată și mie, frate. Nu. Dar nu te mai văd. Stai un pic. Te-ai blocat? Nu, nu, stai un pic. Ai prins-o cu cineva? Nu. Căutam ceva aici. Ce pula mea? Scrie. Cine e fata? Dacă vii iar nu dorm. Să te duci tu la ea? Da, ba da. Ce nebunatică Mi-a e. zis că dacă vii iar nu dorm. Oh, dar ce-i faci? Găi, se găsește.
O nebunești, jucați Remi, ce faceți? Cum are cu jucă Remi? Fii, nu știu, gen, ce-i faci? Ce dracu, mă ne băgă la somn. Ah, o bulibășești. Nu, no, mă, nu. Dar? De, ce poți să-i faci? Să o îmbrață, să te bagi la somn. Eu ți-am zis, nu știu, frate, că nu mă pricep. Hai, lasă vrăjeala. Dacă zic, frate, pe bune zic, ești nebun. De ce? Cum de ce? Nici nu mai ești atent la mine, frate. Hai bine, frate, ce să zic? Te las acolo cu fata ta. Ba și... da, mă, hai zi, gata. Că nu mai ești atent la mine. Văd că deja îți scrie fata și nu mai ești atent la mine. Ba da, ne auzim mâine mai bine, că nu prea mă bine. Stai, a, că nu mai ne vedem, gata. A, ea ți-a zis că dacă vii la ea, nu se mai culcă. Da. Și asta ți-a fost, a fost ceva de genul, nu mai veni cum ar veni. A, păi a avut treabă, mă. Bă, da. A avut treabă, mă. Și tu te simți bine să știi că a avut treabă prietena ta și... Da, nu-mi pasă. Păi cum? Și dacă tu afli că face de-astea, ce faci? Sun la escorte, ce faci? Ia faci ce vrei? Și tu nu... Da. Păi ia-mi treabă, ce-a făcut? Unde a fost? Ia-mi treabă. Nu, lasă-mă să doarmă. De ce mă întreabă unde a fost? Că-ți spune că a fost undeva, că n-are cum, adică... Dacă vii tu nu mai dorm. Ia înțelegi, tradu, hai. Păi eu nici nu știu, frate, eu nu mă prea pricep, am avut două prietene, până în rest eu cu băieții, mă joc. Eu nu prea fac de... Ce? Îmi văd de școală, frate, mă joc cu băieții, mai... mă joc în meti, frate, știi? Mă joc în meti și în rest mai stau cu... Uite, asta a fost o poză de Crăciun. Așa ți-a trimis poză? Da. Da, ești sigur că ți-a trimis-o doar ție? Asta nu mai contează. Cum să nu mai contează? Nu mai contează. A, deci nu contează, gen, asta e prietena ta pe care o fuți. Gen, tu o să-ți faci o prietenă cu care te căsătorești, prietenă pe care o fuți, deci tu ești așa pe mai multe de-astea, joci pe mai multe... A? A, tu ești băiat deștept. Să mă înveți și pe mine, frate. Tu ce făceai, gen? Zici și mie, cum să fac și o să agăț o fată, frate, la vârsta mea? Păi nu știu. Chiar îmi pare interesant, sincer. Mi se pare că te descurci. Zici și mie, sincer. N-am primit în viața mea o poză cu o fată dezbrăcată. Minți. Serios, zici și mie, ce ai făcut? Nu te comporti normal. Trebuie să ai bani la tine. Dar dacă sunt fata, dacă eu stau și mă joc cu băieții mei. La mea. Ori, nu sunt în oraș. Gen? Tu cum ai cunoscut-o pe fata asta? Prin niște prieteni de-ai mei. Prin niște prieteni? Da. A, prin niște prietenii mei nu cunosc cu fetele și astea. Tu cu băieții este? Nu, gen ne jucăm, noi avem o gașcă de vreo 20 de băieți și nu prea avem prieteni, fete, știi? Am înțeles. Deci ce-mi zici și mie, cum să scoți și o fată mea? Vreau și dacă vreau și să dau într-o fată, ce fac? Păi, trebuie să dai în prima. Păi cum, dai din a doua sau tu cum ai făcut? Vă cunoașteți după aia, după două săptămâni, abia ieșiți la cafea. Deci, unde ne cunoaștem? Ne cunoaștem pe internet? Păi eu știu unde vă cunoașteți voi. Stai un pic să-mi scriu. Băi, bă, lasă-mă că mă nebunești. Stai un pic, frate, te rog. Să-mi scriu. Deci, cum ai zis? Deci, vorbesc pe internet cu ea două săptămâni, ai zis? Nu, bă, nu, lasă-mă că mă nebunești. Faci stream? Sau live? Nu, frate, fără caterincă, frate, nu fac nimic, gen, chiar vorbesc serios. Eu, băi, frate, părinții mei au avut mai mulți bani, știi? Și noi avem o casă. Eu stau la parter, ai mei sunt sus. Și, mă rog, și dorm sus. Asta e o cameră de-a mea unde mă mai strâng cu băieții, știi? Nu, chiar vorbesc serios, am 17 ani, nu te mint cu nimic. De asta te... Chiar nu știu să agăț o fată, să mor. De asta și întreba, zi-mi și mie. Da, mă, da, hai, lasă brăjala. Băi, pă bune, frate, deci, te rog eu frumos, continuă cu ce ai zis. Deci, ce ai zis tu? Hai, zi, zi canalul de live. Cum zic anul de live să intru pe el. Dar nu fac, bă, serios vorbesc. Am băut și eu să mă dacă te... Stau, am băut un pic, te rog, zi-mi și mie. Bă,
Bine, lasă, nu mai zici. Hai, altceva ce mai vrei să afli. Zi live-ul pe care ai să mă uit. Bă, nu te mint, dacă vrei îți dau cam un prieten care face YouTube. Dar, da, da, pe ăla e pe la el. E mult de mult. Altceva ce mai fac? Deci, te rog eu, zi-mi, nu știu, ai început cu ceva, cu două săptămâni, ceva, vorbesc cu ea două săptămâni? Da, mă, o cunosc pe una, vorbești cu ea, o chem la cafea și ai. O cunosc unde? Unde? Unde vrei tu? Tu știi pe unde umbli. Cunosc undeva. Poți să o cunosc și pe jocuri video? Pe unde vrei tu, ți-am zis. Și ce ai zis că fac? Vorbesc cu ea două săptămâni? Vorbești cu ea, te bagi în seamă cu ea, zici hai la cafea și ai. Vedeți după ce se întâmplă. Vorbesc cu ea două săptămâni, ce fac? O chem eu la cafea? Păi îți dai seama, zici hai fă dracu la cafea. O chem la... Auzi, dar trebuie să plătesc eu cafeaua ei? Păi îți dai seama. Gen, plătesc și cafeaua. Da. Plătesc și cafeaua și sucul și mâncarea și tot ce vrea. Plătesc cafeaua și tot. Trebuie să mă duc să iau de acasă dacă e mai departe de mine? Eu stau într-un sat. Păi vezi tu, vine ea, te duci tu. Adică ai zis că n-ai permis. Păi nu, că am 17 ani. Vă întâlniți voi cumva. Deci, gen, păi zic, nu știu, mi-e rușine așa să mă bag. Cu maxi-taxi. Mi-e rușine să mă bag în seamă cu ea, nu că mă duce tata dacă e până în centru, până în oraș. Dar cum fac, gen, mă duc, o iau, eu nu știu, cum o chem? Cum mă bag în seamă? Cum te chem? Zici înainte, că ești ieșit la cafea în oraș. Păi și gen, îi zic eu să vină sau ne dăm o oră? Cum facem? Păi vă ziceți tu, vezi, la ora 11:30 ne întâlnim la cafeneaua cu tare. Și dacă eu vreau să o fut, unde o fut? În baie? Aolo, păi ce mă fuți în cafenea? Nu știu, nu știu, întreb și eu, abar n-am. Unde se fut o fată, gen? Băi, zi dracu pe ce live ieși și lasă-mă dracu pe ce. Mă, dar tu nu înțelegi că nu fac mă live, mă. Tu la mine, bine, mă. Pe cuvânt, dar explică-mi și mie, băi, deci să moră, faci mișto de mine, pe cuvântul meu. Deci eu nu știu, bă, am dat de tine, te văd experimentat, mă jur că te văd experimentat, chiar nu știu cum se întâmplă toată asta, explică-mi și mie. Bă, de ce ți se face somn, nu înțeleg. Păi trebuie să fii gras și pufos. Dar nu sunt gras, sunt slab. Ălă, ce dezamăgit ai zis-o pe asta. Bă, mănânc mult, frate, mănânc mult și nu mă îngraș. Păi de ce? Nu știu, frate, mănânc toată ziua și nu mă îngraș. Deci dacă îi plătesc cafeaua și tot, eu când o fut pe fata aia? Aolo, băi, uite cum facem. Nu mai trebuie să scoți pe aia la cafea. Îți iei 1.000.000 la tine, intri pe public 24 și te duci acolo. Și nu mai plătești. Chiar am scris tot, fără catrică, chiar am scris tot, mă jur. Chiar am scris tot, pa și tot. Aolo, e dement. De ce râzi, mă? N-auzi, mă, două dracu de cafea. Intră pe public 24. Bă, dar primește virgin că... Sau nu-i zic? Da, mă, da, primește. Păi orice. Cum vorbesc cu ele? Că am mai încercat să mă fac glume cu băieții, mi închideau din prima. Cine? Ce, nu mi închideau din prima, fetele. De ce? Păi le ziceam bună, ziceam că vreau să fut și mi închideau. Mă, nu așa. Stai să că-l bufunești râsul și după aia râd în continuu. Le zici bună, zici și mie cât e tariful. Să le zic cât e tariful? Ce înseamnă asta? Bă, nu tu! Ele trebuie să mă întrebe pe mine cât e tariful? Nu, invers. Păi te-am întrebat, eu le întreb pe ele cât e tariful? Da. Dar când le întreb, gen? Și ce e tariful? Când le întreb? O suni, aștept să răspundă. E de la băutură, am înțeles. Și le întreb bună cât e tariful. Deci eu le zic bună cât e tariful? Da, direct. Și ea zice, nu cred că scrie. Și ea zice. Și am zice ce? Ce? Cât e tariful? Nu știu, dracu, un milion, numărul, două milioane. Tariful e preț? Tariful e preț? Da, mă, da. Mă, zi pe ce faci live. Băi, nu fac live, tu ești nebun, uite. Minți! Zi pe ce faci live. Chiar am uite. Am scris tot, frate, ești nebun la cap. Am scris tot. Zi pe ce faci live. Deci, dar eu nu întreb, gen, nu ne cunoaștem, nu întreb cum o cheamă, de unde e, câți ani are.
E, pe ce treabă ai tu? Nu știu, frate, știu și eu la cine sun. Ai mei mi-au zis să nu vorbesc cu străinii, carul meu, dacă tot mă duc să o întreb și eu câți ani are, cine e, să știu și eu cine Să-i cer dracu și certificatul de naștere și CNP-ul. e. Nu, dar gen, trebuie să am ceva la mână, că m-am dus la cineva, știi? Nu pot să mă duc așa, mie mi-e frică, ai mei m-au învățat, nu te duci la nimeni acasă. Eu, multe mi-a... Am văzut acolo că, cică, deplasare la domiciliul meu. Am căutat Păi să văd și vine la ea. domiciliul, la locuința ei, cică, să mă duc eu. Și era, nu pot să mă Nu. duc, și la mine Bă, trebuie să mă... sau nu, mă, mai amețit. Păi ea vine la tine, nu te duci la ea. Și cum să o cheme pe căs cu părinții în casă, cum să vină ea la mine, păi... Și ce face, cunoștință cu mama, cu tata? Eu nu m-am uitat la filme porno, dacă sunt ca în filme porno, ce fac? Îi zis lui mamișor, lasă-mă că-mi treabă. Ce să-i zic lui mama că întreabă, că ai mei sunt mai comuniști așa, nu pot să le zic. Bă, mamă, știi, am treabă. Mă întreabă ce treabă, vine după mine. Vine aia Îi la mine zice, în cam. a venit o fată să mă învețe ceva frumos. Și cum că aia, dacă aia vine semi-dezbrăcată, ce zic, că mă învață engleză? Nu, te Astăzi o învață. să învățăm litera G. Gâl, 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 gâl. Mă. Deci, eu sun la ele și le întreb, îi zic bună cât e, deci o salut, că facem o formă de salut prima dată cu ele, nu? Ea e bună, da. Bună. Nu poți să-i salut că bună ești deja cât e tariful? Aș face mișto? Nu, nu că te închide. Am încercat, da, mi-a închis adevărat. Deci îi zic bună cât e tariful? Da. Și după, tariful e preț, ai zis. Da, Așa, zice și acolo. ce o să-mi zică, gen, dacă vreau să o fut, cât, mi-am zice cât costă să o fut? Da. Gen, și zice dacă poți o... Am văzut că sunt patru găuri unde poți să o fuți. Unde o fuți? În nas. Nu, nu, nu. Știam de urechi, de gură de, și de alea două, de jos. Ești imposibil cu toate. Bă, iartă-mă să mor dacă te minți. Am zis că n-am mai avut Zi, bă, discuții ce de astea. faci live că mi-a prins laptopul, zi. Mă jur că nu fac live, frate, serios să zic. Eu nu știu Zi. să mă Zi. descurc. Deci dacă îți spun că nu știu, frate, uite, m-am și înrășit acum că te-am întrebat. Mă, de Eu, unde ești? bă, eu sunt de Râmnicu Dulce, frate. De unde? De Râmnicu Dulce. E sărat. Nu, e Vâlcea. E A, da? Râmnicu Vâlcea și e un sat, Râmnicu Dulce, mai sus de Mehedinți. Da, zi pe ce faci live. Bă, fii atent. Fără catering, că... Bă, frate, eu te-am întrebat așa, te-am întrebat două chestii, nu știu să mă... Ok, poate nu mai vrei să-mi spui. Bă, nu fac, nici nu știu să fac live. Și tu n-ai 17 ani. Mă, sunt născut în 2004, acum în martie am făcut, pe 19, am făcut 17 ani. Pe parcă erai născut în 2002. Cum să fiu născut în 2002 dacă eu am 17 ani? Mai N-ai devreme auzit? ai zis că în 2002. N-ai auzit bine, frate, azi 2004. Da, faci live. Mă rog. Trecem. Dacă făceam, mai probabil râdeam deja, nu știu. Nu știu, mă simt așa, n-am o stare bună. Mi se pare așa Așa mișto zic, de hai. bine. Deci, fii atent. Ai zis aici că la... Ai zis că o salut și că îi cer un preț. Preț pe ce? Pe pâine. Bine, faci mișto mai. Păi cum mă, pe ce? Pe ce cer? Pe serviciu care ți-l face. Ce serviciu îmi face? Asta nu înțeleg. Ce vrei tu? Păi ea îmi face ce vreau eu? Da. Păi ca la autoservire, dacă vreau cu un pic de ardei, plătesc în plus? Aoleu, zi-mă, pe ce faci live? Bă, te rog, eu nu mai mă întreba asta, serios, că nu îmi pică bine, jur. E bine, mai de la Ardei. Deci, sincer. Deci dacă eu o sun și îi zic, bună, nu știu, am văzut și eu pe un filme porno. Îi zic, pot să zic că am văzut pe un filme porno și ce poziție? Sau o Da. aștept să, sau o aștept să vină, îi dau banii și atunci îi zic. Nu, Îi îi zic, faci îi tot zic. ce vrei. Cum e că îmi faci tot ce vreau? Am văzut că erau și grase și mai bune. La cine să sun? Mi se pare că alea mai grase sunt mai scumpe, mă gândesc, că au mai multă carne pe ele. Nu. De ce? Păi cum de ce? Nu, carnea costă sau? Nu.
Dar? Dar ce? Nu, ce plătesc? Asta nu înțeleg. Pare mai mult, ai găsit fete care ți le... Ia, deci, tu când o sunt pe aia, ea o să-ți ofere un serviciu. Serviciul ăla o să-l plătești la sfârșit. La sfârșit, deci după ce se termină treaba, îl plătesc? Da. Și dacă nu mai plătesc, ce se întâmplă? Eu știu ce se întâmplă, nu știu. Dar zic, ce faci live. Dacă zic că fac live, te super pe mine? Nu, păi știam că faci live. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my.